Soborului celor iubitori de Dumnezeu, stăruind în rugăciune în biserica închinată ție și cu uimire văzând lacrimile de mir ce au răurat icoana ta, Maica lui Dumnezeu, i-a tresăltat inima de bucurie și a început a grăi așa. Bucură-te că icoana taina celui necuprins o deslușești! Bucură-te că lumina Harului Divin fața Pământului esfințești! Bucură-te că prin icoane toată suflarea se noiește! Bucură-te că prin ele milostivirea lui Dumnezeu se vedește! Bucură-te că prin sfințire materia lor se primenește! Bucură-te că prin icoane credința oamenilor se întărește! Bucură-te că prin ele multe erezii s-au biruit! Bucură-te că icoanele odor neprețuit bisericii s-au vădit! Bucură-te că icoanele făcătoare de minuni dreaptă credința au adeverit! Bucură-te că necredincioșii văzând minunile s-au smerit! Bucură-te că prin trânsele lumea s-a luminat! Bucură-te că icoanele scutne înfruntați s-au arătat! Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, că prin icoana ta, cea făcătoare de minuni, ne izvorăște mădui. Bucură-te, Marie! Făcătoare de minuni, ne izvorăște mântuir. Voi însă ridice lăcaș de rugăciune și căutând în loc prielnic dorit de Dumnezeu, dregătorul Iane, adâmbul, prin prorie divină, a ascultat ruga călugărilor viețuitori în codriașilor din dealul mare și a înălțat un schit Sfântului Ierarh Nicolae, ca împreună cu aceștia să-i cânte lui Dumnezeu cântarea Aliluia.
Sfințitate duhovnicească nouă, cinstea nașterii tale, Maica Fiului lui Dumnezeu, a ridicat boierul Iane Hadâmbul în poienița din dealul mare, drept mulțumire pentru izbăvirea lui de mânia năvălitorilor, în care monahii să scânte ție așa. Bucură-te că Iane Hadâmbul s-a arătat iubitor al lucrurilor sfinte, bucură-te că și-a plecat urechea la călugărilor rugăminte, bucură-te că lângă schitul vechi biserică nouă ți-a întemeiat, bucură-te că pentru noua mănăstire anduca bijutierul moșia sa i-a dat. Bucură-te că însuși Domnul Țării Gheorghe Ghica în fapta cea bună l-a sprijinit. Bucură-te că meșterii silindu-se de grabă lucru au săvârșit. Bucură-te că nouri lăcași, călugării și credincioșii te-au prea cinstit. Bucură-te că la praznicul nașterii tale, Vlădica Gedeon cu soborul de ierarhi ai Moldovei lăcașul au tălăsit. Bucură-te că salva mănăstirilor închinate ție cu un nou mărgăritar s-a împodobit. Bucură-te că cingătoarea duhovnicească a Iașilor prin noua mănăstire s-a întărit. Bucură-te că de ctitori mănăstirea ta a fost cu multe daruri înzestrate. Bucură-te că boierul Iane pentru crotirea sa ți-a adus răsplate. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște tămăduiri. Bucură-te, Marie, prea curată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mântuire. Ca o mamă ocrotitoare de fii, născătoare de Dumnezeu, ai purtat grijă în timpuri de răstriște vețuitorilor mănăstirii din dealul mare, ferindu-i de toată primejdia, pentru care drept mulțumire cântau lui Dumnezeu cântarea Aleluia! O grădină prea frumoasă închinată ție, Maica lui Dumnezeu, s-a făcut ctitoria lui Iane Hadâmbul, în care călugăriți cântau cu glas mare așa. Bucură-te că boierul Iane Hadâmbul de Dumnezeu a fost călăuzit. Bucură-te că loc prielnic rugăciunii în poenile din codriașilor ai găsit. Bucură-te că toate cele dobândite de el în viață schitului le-a dăruit. Bucură-te că drept hram ziua nașterii tale a rânduit. Bucură-te că de atunci ocrotitoarea mănăstirii te-ai arătat. Bucură-te că înaintea tronului treimii
pentru noi mijlocești neîncetat. Bucură-te că mănăstirea în ceasuri de cumpăn ai apărat. Bucură-te că din mâinile nevălitorilor acest sfințit loc de rugăciune l-ai scăpat. Bucură-te că prin rugăciunile monahilor pe prădători ai rușinat. Bucură-te că prin mijlocirea ta tâlharii de păcatul prădării s-au lepădat. Bucură-te că pentru păcatul lor cu danii felurite mănăstirea au înzestrat. Bucură-te că mulți văzând pocăința lor la tine au alergat. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, că prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mădui. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mădui. Ca o lumânare s-a topit ctitoria lui Iane Hadâmbul după moartea ctitorului ei, din pricina vitregei vremurilor care au adus duhul pustirii asupra zidurilor acestei cetăți duhovnicești. Dar prin purtarea ta de grijă prea binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, alți binefăcători s-au ridicat pentru lăcașul a fierosiție, cântând lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Aliluia. Valul uitării a fost ridicat de pe schitul Hadâmbul de un prednic dregător numit Andrei Beldiman, din dragoste pentru tine, preacurată Maica lui Dumnezeu, pentru a nu se stinge candela rugăciunii curate și râvna pentru cele sfinte, încât uimiți fiind de chipul minunat în care ai ocrotit această mănăstire, îți cântăm cu bucurie așa. Bucură-te că în vremuri de restriște flacăra rugăciunii nu s-a stins în schit. Bucură-te că schitul închinație în timpul grele nu s-a risipit. Bucură-te că dregătorul Andrei Beldiman s-a jertfit pentru acest loc sfințit. Bucură-te că prin lucrul mâinilor lui în pomelnicul ctitorilor s-a înveșnicit. Bucură-te că egumenul Galatei Chesarie fapta lui a pecetluit. Bucură-te că văzându-i dragostea pe noul ctitor în toate l-a sprijinit. Bucură-te că acesta cu ostenel și cu cheltuiel vatra monahală a înnoit. Bucură-te că aici viața duhovnicească a sporit. Bucură-te că stonicul plin de râvnă a vegheat la bunăstarea mănăstirii. Bucură-te că obștea a înzestrat-o cu cele trebuincioase viețuiri. Bucură-te că și în timp de război liturghia nu a încetat. Bucură-te că mulțime de credincioși la schitul din dealul mare continuă alergat. Bucură-te, Marie preacurată, împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mădui. Bucură-te, Marie
făcătoare de minuni, ne izvorăște mântuirea. Mulțumire, izbăvindu-ne din nevoia ducem ție. Căzând iarăși în paragină schitul din dealul mare, lovit de jafuri, războaie, secularizare și uitare, om destoinic a ridicat Dumnezeu pe cuviosul părinte Iov, care a luat asupra sa jugul vindecării vetre monahale, învățând pe toți cei din biserică să-i cânte lui Dumnezeu cântarea Aleluia! Aleluia! Costeneala iubitorului de Dumnezeu, părinte Iov, viața monahală în mănăstirea lui Iane Hadâmbul, negraba reînviat, potolind astfel setea duhovnicească a credincioșilor, care plini de credință îți cântau preacurată Maică așa. Bucură-te că părintele Iov sfântul lăcaș l-a primenit, bucură-te că rănile războiului de pe ziduri cu jertfă le-a tămăduit, bucură-te că viața duhovnicească a mănăstirii a sporit, bucură-te că din iubire pentru Hristos în turnul de piatră al cetății s-a nevoit, bucură-te că în vremuri de prigonire pravila nu și-a lăsat, bucură-te că a pusnicilor viețuirea îmbrățișat, bucură-te că poruncile lui Dumnezeu cu sfințenie le-au urmat, bucură-te că pe necredincioși cu smerenie i-a înfruntat, bucură-te că mărturisirea credinței necontenită a împlinit, bucură-te că lui Hristos toată viața a slujit, bucură-te că în vremuri de cumpănă lumină pentru mulți s-a arătat, bucură-te că și acum de sub stâmplă mănăstirea o veghează neîncetat. Bucură-te, Marie, preacurată împărătăsă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izborăște măduind. Ridicând valul paraginii și dorind să împodobească bisericuța, părintele Iov, starețul de demult, a cerut părintelui Octavian din ținutul Romanului să zugrăvească icoana Axionița, ca înaintea ei să-ți cânte ție cântare bucură-te, iar lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia!
și inspirat precum odinioară Sfântul Evanghelist Luca, Părintele Octavian a zugrăvit chipul tău cel de o nesămuită frumusețe, purtând ca axioniță în brațele tale pe pruncul Hristos, Împăratul cel veșnic, drept mângâiere după nenumăratele persecuții și încercări abătute asupra acestei mănăstiri, icoană ce s-a și arătat în vremurile din urmă făcătoare de minuni, pentru care îți cântăm așa. Bucură-te că icoana ta luminată de harul divin mir a izvorât. Bucură-te că evlavia credincioșilor în urma minunilor a prisosit. Bucură-te că prin această mănăstire din loc ruinat s-a făcut odor neprețuit. Bucură-te că mulți ucenici cu jertfelnicie s-au ostenit. Bucură-te că prin ocrotirea ta cetate lui Dumnezeu au rezidit. Bucură-te că nimeni din mănăstire nu a plecat neomenit. Bucură-te că celor fără de adăpost case li s-au ridicat. Bucură-te că celor loviți de inundații și incendii multe ajutoare li s-au dat. Bucură-te că bătrânilor și văduvelor și orfanilor darul li s-au oferit. Bucură-te că în numele tău multe fapte de milostenie s-au săvârșit. Bucură-te că bisericile ocrotite de tine cu pictură și odoare au fost înzestrate. Bucură-te că în ele multe cântări domnicești îți sunt înălțate. Bucură-te, Marie preacurată împărăteasă, că prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăști tămăduirii. Bucură-te, Marie, preacurată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăști tămăduiri. După nenumărate prigoniri asupra monahismului și după strămutarea ta la cele veșnice a Părintelui Iov, redobândindu-se libertatea bisericii, o altă obște râvnitoare și iubitoare de Dumnezeu cel întreime, în mănăstirea închinată ție de Iane Hademul, a venit să-i cânte lui cântarea Aliluia! Și cu lucrarea Sfintei Treimi, vatra monahală din dealul mare, prin mijlocirea ta născătoare de Dumnezeu, are înviat și zidurile cele părăsite odinioare, au fost tocmite din nou și mai mult înfrumusețate, iar dinpreună cu ele și sufletele credincioșilor, de aceea toți cei care vin îți cântă așa. Bucură-te că o obște nouă în mănăstire ai adunat, bucură-te că lucrarea lor de la început i-ai ajutat. Bucură-te că în încercări și în ispite pe părinți nu i-ai părăsit,
bucură-te că aceștia în ceasuri de cumpănă nu au deznădăjduit. Bucură-te că în semn de recunoștință catedrală ți-au clădit. Bucură-te că biserică nouă acoperământului tău s-a zidit. Bucură-te că la sfințirea ei împreună cu soborul de arhierei te-ai bucurat. Bucură-te că și casă monahală numită Arhondaric s-a ridicat. Bucură-te că așezământul cu pecetea ta a fost însemnat. Bucură-te că de oameni evlavioși a fost înfrumusețat. Bucură-te că multe troițe pe dealul mare lui Hristos s-au ridicat. Bucură-te că astfel la drumul crucii credincioșii cugetă neîncetat. Bucură-te, Marie preacurată, împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izbărăște măduiri. Bucură-te, Marie preacurată, cea făcătoare de minuni ne izvorăște mădui.